La ora actuală, cea mai mare problemă cu care se confruntă toate spitalele din țară e lipsa personalului medical cu studii superioare, adică a medicilor. Câți medici sunt la ora actuală în spital și de câți ar avea nevoie spitalul? Deci la ora actuală am 13 medici, am 8 rezidenți și aici este o problemă binecunoscută, problema rezidenților care legislativ nu sunt obligați să se prezinte pe post după finalizarea celor 4-5 ani de rezidențiat. Deci acele posturi în general rămân neocupate și iar suntem nevoiți să le scoatem la concurs pentru ocuparea lor pe o următoare perioadă de 4-5 ani. Câte locuri sunt goale la momentul respectiv de medici? Ele, teoretic, sunt ocupate de rezidenți, da? Deci nu sunt locuri vacante. Pe perioada rezidențiatului ei își desfășoară activitatea în unități clinice, urmând ca după 4-5 ani, depinde de specialitatea pe care o urmează, să se prezinte pe post. În toți anii, la nivelul Spitalului Orășenesc Măcin, din 28 de rezidenți care au terminat, doar 3 din ei sunt angajații noștri și lucrează pe acele posturi ocupate. Ce alte probleme întâmpină spitalul? Există o secție de urgență? Se pot oferi servicii? Deci, Spitalul Orășenesc Măcin este un spital cu 65 de paturi. Da? Compartimentarea este strict pe 5 compartimente, nu avem secții. Sunt compartimente pentru că au doar 20 de paturi compartiment medicină internă, 15 paturi chirurgie generală, 5 paturi ATI, adică anestezie terapie intensivă, 15 paturi pediatrie, 6 paturi compartiment obstetrică ginecologie și 4 paturi neonatologie. Nu avem UPU și nici CPU. Avem cameră de gardă cu două linii de gardă. O linie medicală, deci acolo unde e medic de gardă și asigură urgențele pentru compartiment medicină internă și pediatrie, și o linie chirurgicală în care avem medici ce își desfășoară activitatea pentru chirurgia generală și compartimentul obstetrică ginecologie. Deci finanțarea pentru camera de gardă este tot din total venituri spital, din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci nu ca la UPU și nu ca la CPU, unde banii vin separat de la Ministerul Sănătății pentru medicina aceasta de urgență. Este necesară o urgență ca la carte? S-a făcut demersul în acest sens? Managerii dinaintea mea au făcut demersurile necesare. Investițiile erau foarte mari și necesitau anumite echipamente medicale vis-a-vis de un laborator de analize mobil, un laborator de radiologie și imagistică medicală mobil, deci care teoretic să asigure strict investigațiile de la compartiment primire urgențe. Și există speranțe în acest sens? Nu, s-a mai demarat absolut nimic. Am reușit să contractăm servicii pe spitalizare de zi pe urgență. Ce înseamnă asta? Deci orice pacient, indiferent de gradul urgenței, se prezintă la camera de gardă și se acordă un pachet minim de servicii. Într-o perioadă de până la 24 de ore poate beneficia, da, la urgență de o investigație radiologică, analize de laborator, medicație, dar tarifele pentru acest caz de spitalizare de zi pe cameră de gardă sunt de doar 57 de lei pe zi. De 57 de lei, practic, consultația medicului, un set minim de analize, o radiografie, deja depășește acest tarif impus. Ce Până face... anul trecut, tariful pentru o foaie spitalizare de zi era de 100 de lei. Au fost niște controle la momentul respectiv, în toată țara, și au scăzut aceste tarife la 57 de lei de pacient. Deci, indiferent dacă pacientul este sau nu este asigurat, el poate beneficia de un pachet minim de bază pe acest caz spitalizare de zi la urgență.